cum spuneam, începe urcarea către Buștenari. Ritmul o să fie un pic mai lent, o să încerc o conservare de energie pe prima parte de traseu, după care voi întrerupe filmarea și coborârea spre Vâlcănești va fi cam ultima filmare pentru această tură. Vă salut și sus în pedale! Acolo înainte spre Melicești, pe aici înspre Buștenari. E, dragii mei, cam de aici putreașul cu pedale are de dat cu spor. Dragilor, sunt pe ultima parte de urcare. Cam pentru așa ceva vin eu pe astfel de trase. Cam undeva de acolo de jos vin. O urcare destul de susținută, între 9 și 15% pe unele porțiuni. Asfaltul este curat, totuși, atenție că drumul se îngustează și de sus mai vin și căruțe, intră în depășit mașini și trebuie o foarte mare atenție. Dăm un pic de apă la organism. Să așteptăm să treacă. Suntem în față, ne uităm în spate. Tot ziceam, tot zic că e ultima parte, tot zic că e ceva de vis sau nebunie, nu o să mai filmez. Dar când vezi așa ceva, nu te poți opri și nu poți să nu împărtășești și cu alții. Doar, poate le face poftă și ar veni și ei vreodată pe aici. Da, sunt cu bicicleta, mă uit la minunat peisaj, îmi car bateriile, bateriile mele cele verzi și grase și să dăm pedale mai departe. Dragilor, cred că vestea bună pentru mine a venit. Urmează coborârea. Așteptăm să treacă un pic ăsta cu mașina, pentru că altfel ne ține în loc. O să mai avem o mică porțiune de urcare, din câte mi-aduc eu aminte. Se pare că amintele meu n-a fost astăzi prea bun, dar sper totuși să ne încadrăm în resursele de care dispunem. Haideți să ne distrăm cu această porțiune și să dăm drumul la, și anume, vale! Temperatură 9 grade.
Dragilor, mult dorita și stimata ultimă urcare către punctul de belvedere Foișor Buștenari se află în și anume fața noastră. Acolo sus vom face o mică pauză. De data asta am să vă duc pe film până și anume acolo. În sfârșit încep să îmi dau seama de traseu. Au fost porțiuni de care am uitat și care m-au costat foarte mult la partea de energie, astfel încât când voi ajunge sus acolo, mă voi reface cu ceva alune și veți mai vedea voi ce. O mică surpriză și anume, nu pentru voi, pentru mine, se știe. O atacăm un pic mai în forță. Asta se întâmplă, bine că am putut să o duc în picioare și te mai dăm o delectare. Noroc că am ficat umărit, că altfel îl scoteam pe gură. Ia-o, Doamne, și pe asta! Bă! Nu să mă păcălesc, mă păcălesc. Haine, că poți! Și anume, am ajuns pe minunat traseu, cunoscut și ca drumul sării. Aici vom folosi pentru reveneală. Dragii mei, acum ne vom angaja pe anume coborâre. Hai să ne uităm să vedem ce filmăm. Va trebui cu precauție, cu atenție și bineînțeles și cu talent. Pardon!